Domnule să fie cu voi. Și cu Domnului. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Mărire ție, Doamne! În acel timp, pe când mulțimea se îngrămădea în jurul lui, Iisus a început să le spună: această generație este o generație rea. Caută un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul lui Iona. Căci așa cum Iona a devenit un semn pentru niniviteni, tot așa va fi Fiul omului pentru această generație. Regina din sud se va ridica la judecată cu oamenii acestei generații și va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon și iată, aici este unul mai mare decât Solomon. Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu generația aceasta și o vor condamna, pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona și iată, aici este unul mai mare decât Iona. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus și Maria. Iubiți credincioși, îl rog pe Duhul Sfânt în această seară să pună în inima și în viața dumneavoastră două fapte de milostivire: a îmbrăca pe cei goi și a adăposti pe cei străini. În Evanghelia după Sfântul Matei, în capitolul 25, Iisus spune, vorbind despre Tatăl: am fost flământ și mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost străin și voi m-ați primit. Cine înțelege că în cel gol, în cel străin este însuși Iisus, devine capabil să trăiască aceste fapte de milostivire. Spuneam vineri seara că aceștia, cei goi, cei străini, cei flămânzi, cei însetați, vor fi judecătorii noștri. Iar a fi creștin înseamnă a trăi aceste fapte de milostivire. A îmbrăca pe cel gol. Sfânta Scriptură, chiar de la început, vorbește despre un Dumnezeu care îl îmbracă pe om. Atunci când omul a păcătuit, Dumnezeu îi pregătește o tunică. Când își dă seama că a greșit, omul, de fapt, înțelege cât este el de fragil. Își dă seama că își este insuficient, își dă seama ce a pierdut și mai mult încă începe să dobândească frică de ceilalți. Și atunci Dumnezeu îl îmbracă cu o tunică din piele. Iar această tunică din piele este de fapt milostivirea lui Dumnezeu care îl va apăra pe om, îl va proteja de tot ceea ce îi face rău. În urmă cu aproximativ 2000 de ani, atârna între cer și pământ pe o cruce un om. Un om Dumnezeu dezbrăcat de oameni. Dumnezeu îmbracă, iar omul, păcatul, dezbracă. De fapt, toată viața omului este o călătorie între două goliciuni. Cea de la început, când se naște, și apoi coliciunea morții,
Copilul are nevoie de alții pentru a-l îmbrăca. Cel mort, cadavrul, e îmbrăcat de alții. Și în rest, cu excepția bolii și a suferinței, omul se îmbracă singur. A îmbrăca are un sens complex. Dacă mergem mai departe și ne oprim la sensul acesta strict, literar, în nenumărate rânduri, în Cartea Sfântă suntem invitați. Îmbrăcați-l pe cel gol, spune Tobia, iar profetul Isaia spune, acesta e postul care îmi place Domnului, îmbrăcați-i pe cei goi. Dacă privim în istoria bisericii, poate că exemplul cel mai elocvent, cel mai cunoscut, e cel al Sfântului Martin din Tur. Acesta, într-o zi, trecea printr-o piață, a văzut un om tremurând de frig, a luat haina pe care o purta, a rupt-o și a împărțit-o cu el. De fapt, ce înseamnă a îmbrăca pe cel gol? A îmbrăca pe cel gol este, în primul rând, o artă. O artă pe care copilul o învață de când este mic, de la părinții săi. A îmbrăca pe alții, am învățat cu toții de la părinții noștri. A îmbrăca pe altul înseamnă a avea grijă de trupul fratelui meu, a-i recunoaște valoarea. Înseamnă a recunoaște demnitatea celui de lângă mine. De aceea mă apropii de el, pentru că este demn. Mai mult, filozofia antică spunea că sufletul ia forma trupului și cine îmbracă trupul celuilalt are grijă inclusiv de sufletul celuilalt. Gândiți-vă la un singur cuvânt, pudoare. Înseamnă a acoperi ceea ce nu este de văzut. Sau gândiți-vă la un sens mai complex, a nu citi scrisorile celuilalt, pentru că sunt ale lui, e îmbrăcămintea lui. Mai departe, înseamnă grijă față de cel în suferință. Societatea în care trăim ne arată de atâtea ori oameni care din motive nenumărate fie și-au pierdut o casă, fie au rămas pe drumuri, fie au o casă mai puțin frumoasă decât a noastră. Ei bine, plecând de aici, ca să nu mă lungesc, trec direct la trei perspective pe care noi, creștinii secolului 21, le-am putea urma ca să trăim acest sfat de a îmbrăca pe cei goi. Mă opresc mai întâi la sensul strict literar, a îmbrăca pe cel gol. Am văzut nu de mult, cu ocazia unor inundații, o campanie de strângere de haine pentru cei care aveau nevoie. La un moment dat, pe un banner era scris mare, acolo la centru, nu mai aduceți zdrențe. De multe ori, confundăm a îmbrăca pe cel gol cu a oferi niște zdrențe pe care noi nu le mai folosim, care ne-au rămas mici sau pe care și așa le aruncăm. În momentul când oferi o haină, să știi că haina aceea exprimă demnitatea unei persoane. Când oferi o haină, oferă-o pe cât posibil nouă, curată, frumoasă, bună de purtat. Nu oferi doar pentru a-ți face loc în garderobă. Oferă din toată inima ta. Mi-amintesc un fel de poveste, un pic, poate, fantezistă. Spune că la un moment dat un bogat ajunge în împărăție, în cer, acolo se întâlnește cu Sfântul Petru, care îi arată împărăția, veșnicia, și semăna cumva cu un sat. Mergând ca să-i găsească locuința, găsește, la un moment dat îl găsește pe servitorul lui și îl vede acolo într-o casă destul de arătoasă, frumoasă.
Și se gândește în mintea lui, dacă el care mi-a fost servitor este aici, păi atunci când doar ajunge la casa mea, oare cum va arăta? Și când merge mai încolo, dă de o cucioabă și întreabă, sigur n-ați greșit, Sfinte Petre? La care Sfântul Petru îi spune, nu, cu materialul pe care mi l-ai trimis, doar asta am putut face. Dacă dăm zdrențe lui Dumnezeu, resturi de ale noastre, atunci, oare cum ne pregătim veșnicia? Papa Francisc ne spunea, când dai de pomană, dă din toată inima, pomana trece prin buzunar, pomana doare. Ce aș mai putea, cum aș mai putea trăi acest sfat, această faptă de milostivire? În primul rând, nu râd de cei care au haine ponosite, nu râd de cei ale căror haine stau pe ei ca pe gard. Eu sunt un norocos și spuneam, cred, în prima zi din postul mare, nu e meritul nostru că ne-am născut într-o familie care ne-a pus la dispoziție o haină, că ne-am născut într-o epocă în care nu suferim din lipsă de îmbrăcăminte. Dar mai mult de atât aș merge aici și aș întreba, cum mă îmbrac? Pentru că haina pe care o port când mă întâlnesc cu cineva arată respectul pe care îl port. Dacă eu mă îmbrac frumos atunci când mă pregătesc pentru o întâlnire, arăt respectul pe care îl arăt persoanei, respectul pentru persoana cu care mă întâlnesc. Și aș merge chiar mai departe. Cum mă îmbrac atunci când mă întâlnesc cu soțul meu, cu soția mea, cu cei apropiați? Pentru întâlnirea cu străinii, de multe ori găsim ore întregi ca să stăm în fața oglinzii și să ne pregătim. Dar pentru întâlnirea cu cei dragi, cu cei apropiați, luăm zdrențe? Un alt lucru. A îmbrăca pe cel gol, de fapt, înseamnă a-l hrăni pe celălalt cu lucrurile de care, cu ceea ce de fapt are el cea mai mare nevoie. Sunt oamenii goi în lumea asta. Goi pentru că toți ceilalți le-au furat demnitatea, le-au furat respectul, nu i-au mai apreciat. Întreabă-te, dacă cel împreună cu care lucrezi, împreună cu care locuiești pe aceeași scară de bloc, este îmbrăcat în sufletul lui, dacă nu cumva este gol, dacă nu cumva i s-a furat speranța și pofta de viață. Și se leagă de un alt, o a patra perspectivă în acest sens. De fapt, a îmbrăca pe un om înseamnă a-i da valoare. Înseamnă să-l privești pe celălalt în ochi și a-i spune, tu ești prețios pentru mine. A îmbrăca pe cel gol nu înseamnă doar a agăța niște haine pe niște copaci, ci mai mult, a te apropia, a-l privi în ochi, a-i arăta că ești aproape. De fapt, valoarea noastră depinde de oamenii cărora le-am dat valoare. Care sunt oamenii? Câți sunt cei din viața ta care, gândindu-se la trecut, ar putea să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru tine, pentru că i-ai dat valoare, pentru că l-ai înălțat, pentru că l-ai ridicat când era căzut? Gândește-te, ca o temă pentru acasă, cine dintre cei apropiați ție are nevoie de încurajarea ta, de îmbrățișarea ta, de surâsul tău, pentru a-i reda speranța și încredere în sine? Întoarce-te acasă și faci asta. A adăposti pe străin sau, într-o altă formulare, a-l primi pe pelerin. Cine îl primește pe un străin, îl primește pe însuși Dumnezeu. Și dacă privim în Vechiul Testament la Abraham, poate unii cunoașteți episodul acela, când la el poposesc niște străini, dar în acei străini era prezent însuși Dumnezeu. Cine îi respinge pe străini, îl respinge pe Hristos, care vine în vizită la el. Mă gândesc la Maria și Iosif, străini în căutarea unui loc pentru a naște.
un adăpost, dar nu s-a găsit. Mă gândesc apoi la Iisus, la cum s-a comportat El cu străinii. Nimeni nu i-a primit pe străini mai frumos decât a făcut-o Iisus. Iisus nu i-a spus femeii, tu ești o păcătoasă, ci i-a spus, nimeni nu te-a condamnat, nici eu, du-te și nu mai păcătuie. El nu i-a spus lui Iuda, trădătorule, ci i-a spus, prietene. El, Iisus, nu i-a spus lui Petru, ești un renegat, ci l-a întrebat, Petru, mă iubești tu pe mine? Nimeni nu a știut să-i primească pe oameni mai frumos decât a făcut Iisus. De-a lungul timpului, mănăstirile au fost cunoscute drept adevărate case de primire a oaspeților, pentru că acolo își găseau odihnă cei aflați în călătorie. Dar mai mult de atât, eu cred că biserica ar putea să fie numită un han al milostivirii. Biserica să devină o casă pentru cei străini și mai concret, de ce nu, parohia noastră, comunitatea noastră să fie o casă de primire pentru cei în trecere, pentru cei care au nevoie de sprijin. Ce înseamnă a oferi adăpost? Înseamnă, în primul rând, a oferi prietenia ta, deschiderea ta pentru cel care are nevoie de ea. A primi pe cel străin înseamnă a-l asculta, adică a rupe acele bariere care te separă pe tine de el. A-l primi pe cel străin înseamnă umilință, înseamnă să recunoști că și tu ai de învățat ceva de la el. A primi pe cel străin este un semn al iubirii pe care o arăți față de ceilalți. Și merg spre final. Ce putem face noi pentru a trăi această faptă de milostivire? Cum? Pornim de la o premisă. Vi s-a întâmplat vreodată să vorbiți cu un om și să vă treziți că vorbiți singuri? Celălalt să fie cu gândul în altă parte? Ei bine, primul lucru pe care l-am putea face este să empatizăm cu celălalt, adică să ne așezăm în pielea lui. Dacă noi am fi străini, cum am dori să fim primiți de ceilalți? Ce sentimente am dori din partea celorlalți? Cum am vrea să se comporte ceilalți cu noi? Cum ați vrea să se comporte ceilalți cu dumneavoastră? Comportați-vă dumneavoastră cu ceilalți. Un al doilea, o a doua perspectivă, cum putem trăi această faptă de milostivire? Nu murmura. Adică, dumneavoastră știți că atunci când cineva bate la ușa casei noastre și trebuie să locuiască la noi în casă, nu e chiar comod. Ospitalitatea nu e ușoară. Uneori îți vine să rostești acea urătură, aho, aho, copii și frați, de la noi când mai plecați. Nu e ușor să renunți la tabieturile tale, să schimbi programul zilei. De aceea vă invit să analizați în seara aceasta sentimentele pe care le trăiți când cineva intră și rămâne în casa dumneavoastră. Am întâlnit odată un bărbat a cărui soție a murit și care căuta pe cineva care să aibă grijă de copil pentru ca el să poată lucra în altă parte. Și vă spun, a bătut la cel puțin 50 de case pentru a găsi pe cineva. Și în cele din urmă, o bătrână a spus, cum am crescut atâția copii, îl iau și pe acesta o vreme. Să ne întrebăm, cât am fi de deschiși să-l primim pe cineva în casa noastră în aceste zile? Fie el și un apropiat, nu mai spun un străin, măcar o vreme. De câte ori n-am fi tentat să spunem, nu cred că pot. Ce mai putea să facem? Deschide ușa. Ce-i drept? Dacă v-ar cere cineva să deschideți ușa două nopți pentru un străin să înnopteze la dumneavoastră, nu va fi ușor. De fapt, nu știu cine dintre noi ar îndrăzni să facă asta.
Am întâlnit în urmă cu câțiva ani la o sfințire de casă un apartament într-un oraș numit Apartamentul Boschetarilor. Acolo, o doamnă într-un cârcior a deschis ușa pentru oamenii străzii. Locuiau în acel apartament în fiecare noapte aproximativ 20 de oameni ai străzii. Ce-i drept, mirosul nu era plăcut. O vecină pe care am întrebat-o dacă nu deranjează a răspuns: Părinte, spuneți-mi, cine dintre noi ar fi dispus să facă un asemenea gest? Și aș merge mai departe. Cine dintre noi, în nopțile geloase de iarnă, ar fi dispus să deschidă măcar ușa garajului pentru un om care doarme pe stradă sau în canale? A primi pe cei străini, cine primește un străin, îl primește pe Iisus. Noi suntem tentați să judecăm, ba că n-a muncit, ba că n-a avut grijă de banii lui. Dar un om care face asta, de multe ori este un om bolnav, iar un om bolnav are nevoie de înțelegere și de ajutor. Ai tu convingerea că mâine nu te vei îmbolnăvi, chiar și psihic? Ai tu siguranța pentru ceea ce vei face mâine? Și încă un lucru, ce am putea să facem? O lozincă: jos prejudecățile. Avem atâtea prejudecăți despre alții, de aceea noi primim pe străini. Ne gândim în fel și chip, îi analizăm. Dar de multe ori analizele noastre sunt greșite. Odată, într-o duminică dimineață, într-un autobuz, era liniște, lumea citea Ziarul, intră un bărbat cu 3 copii. Când au intrat acei copii, a început gălăgia. Lumea era vădit, iritată. Toți erau nervoși. Bărbatul s-a așezat pe scaun și privea ca și cum nu ar auzi nimic. Lumea a început să vocifereze: nu te interesează? Stai în acest autobuz de parcă te crezi acasă, de tulburi liniștea. Și la un moment dat nu mai rezistă și unul dintre ei îi spune bărbatului: ai grijă de copiii tăi? La care el îi răspunde speriat: scuzați-mă, tocmai venim de la spital unde am aflat că soția mea a murit și acum acești copii nu știu cum să reacționeze. Vă imaginați? I-a redus pe toți la tăcere. Așa facem noi. Avem prea multe prejudecăți despre străini, despre ceilalți, și ne închidem ușa în nas. În sinteză, biscădincioși, a trăi sfaturile de milostivire în acest context al iubirii și al credinței înseamnă a-i oferi celuilalt nu minimul necesar, ci maxim, ceea ce este mai bun, pentru că aceasta este dorința lui Dumnezeu, ca viața să fie o plăcere de a o trăi pentru toți. Mai mult, omul care trăiește sfaturile evanghelice este un om care predică prin viața lui, prin tot ceea ce face. Și închei spunându-vă o întâmplare reală. Probabil ați auzit de părintele Abbé Pierre, cel care a deschis comunitatea Emmaus, a cărei carismă era să construiască case, adăposturi pentru oamenii străzii, pentru cei care nu aveau unde locui. Într-o zi, întrucât s-a stricat un acoperiș, a apelat la un tâmplar. Tâmplarul i-a spus: de ce apelezi la mine? Eu sunt ateu, eu nu cred în Dumnezeu. Părintele îi spune: nu te-am întrebat dacă crezi sau nu în Dumnezeu. Atât te rog, ajută-mă. L-a ajutat tâmplarul, a reparat casa, a înțeles ce face părintele acolo și la sfârșit i-a spus: părinte, eu nu știu acum dacă să cred sau nu în Dumnezeu, dar știu un lucru: dacă Dumnezeu există, El trebuie să fie așa ca dumneavoastră. Vă doresc tuturor ca, trăind aceste fapte de milostivire, cei care o să vă întâlnească să spună despre dumneavoastră: dacă Dumnezeu există, trebuie să fie așa ca dumneata. Vă doresc încă o dată să semănați cu Dumnezeu și toți să poată spune asta despre dumneata: tu semeni cu Dumnezeu. Amin. Lăudați să fie Iisus și Maria.